În fiecare seară de priveghi, într-un fel am încercat să vă aduc vești despre Mihai și despre Tatiana. Și astăzi, în această zi, aș vrea în câteva cuvinte să fac la fel. Mihai și Tatiana sunt în spital, în Sfântul Spiridon din Iași. Știm că Mihai e cu noi și urmărește această transmisie. Nu cred că Tatiana o urmărește, probabil că se va uita mai târziu. Tatiana are ambele picioare fracturate, multiple fracturi în zona toracelui, complicații, fractură de braț, leziune la nerv. Mihai la fel, femurul zdrobit, genunchii, călcâiul, alte complicații la fel. Aș vrea să ne rugăm, înainte să ne luăm rămas bun de la Naomi și înainte să încheiem slujba de mormântare cu toată biserica, cu toți cei care suntem aici, la fel cum am făcut în fiecare seară de priveghi, să înălțăm un gând spre Domnul și să-L rugăm: Doamne, îndură-Te și binecuvintează-L și pe Mihai și pe Tatiana cu sănătate. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Am să-i rog și pe cei care ne urmăresc online, știu că sunt foarte mulți acolo unde sunteți, aproape sau departe, opriți-vă pentru câteva momente și înălțați o rugăciune împreună cu noi pentru familia Bordeian. Să încredințăm în mâna Domnului spre vindecare și întărire sufletească pe fratele Mihai. Și încredințăm în mâna lui Dumnezeu spre vindecare și întărire sufletească pe sora Tatiana. Vă rog să plecăm capul pentru rugăciune și închidem ochii. Ne rugăm împreună Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii și al nostru. Și te rugăm frumos în această zi să iei în brațul tău pe Mihai și pe Tatiana și să le dai vindecare, Doamne. Te rugăm frumos, Dumnezeule mare, să-ți pui mâna ta peste mâna medicilor. Știm că fratele Mihai este programat pentru operație, cel mai probabil mâine dimineață intră. Doamne, te rugăm frumos să nu intre doar medicii în acea cameră pentru intervenția chirurgicală. Te rugăm să fii Tu acolo, Doamne. Te rugăm să pui mâna Ta peste mâna medicilor și minunile Tale să se înfăptuiască, să-i dai, Doamne, vindecare și recuperare ușoară. Același lucru ne rugăm pentru Tatiana, Doamne, Te rog frumos și Te rugăm împreună în numele Domnului Iisus să pui mâna Ta peste mâna medicilor, Doamne, și fiecare intervenție chirurgicală ce va urma să fie supravegheată de Tine în mod supranatural. Te rugăm, Doamne, în mod deosebit pentru oamenii care prescriu medicația, să le dai înțelepciune, să prescrie o medicație corectă. Mă rog, Doamne, pentru cei care vor gândi recuperarea, Te rog să le dai înțelepciune, să o gândească în modul cel mai bun posibil, Doamne. Ne rugăm să fii alături, să iei în mâna și în brațul Tău pe Mihai și pe Tatiana. Altfel, Doamne, nu știm cum va fi. Ne îndreptăm privirea spre Tine și Te rugăm, Părinte, Te rugăm, în numele Domnului Iisus, ascultă-ne! Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum am anunțat și aseară și alaltă seară, anunț și astăzi, Biserica Sfânta Treime a deschis un cont special împreună cu comitetul pentru a strânge fonduri pentru familia Bordeanu, pentru Mihai și Tatiana. Urmează o perioadă lungă, dificilă de recuperare. Oamenii aceștia vor avea nevoie de ajutor și de sprijin. Dincolo de rugăciunile noastre, cuvintele noastre de încurajare,
îmbrățișările noastre sau ziua de post. Pentru toți cei care poate n-au reușit să ajungă la mormântare, n-au putut cumpăra un buchet de flori sau o coroană, îi invităm să facă o donație. Conturile sunt afișate pe rețelele de socializare ale Bisericii Sfânta Trăime pentru cei care poate le puteți distribui în continuare, să le afle și alții care ar trebui poate sau ar vrea să le știe. Orice donație care va fi strânsă va fi predată familiei Bordeanu împreună cu extrasul de cont pentru a ști cât, cine, într-un mod transparent. Noi vă mulțumim pentru sprijin și pentru ajutor. Am vrut să facem acest lucru împreună cu biserica pentru ca să dăm ocazia și să creăm contextul pentru toți cei care vreți să ajutați, să puteți ajuta într-un mod corect, ordonat și respectos. Vă mulțumim anticipat tuturor celor care ați donat până acum. Știu că în această dimineață erau strânși ceva bani în cont, aproximativ 14.000 de roni și 300 de euro. Dar așteptăm pentru cei care vreți să-i sprijiniți în continuare, este nevoie. Recuperarea lor va fi de lungă durată, luni. Vă mulțumim! Slujba Bisericii Philadelphia din această seară, frații m-au rugat să anunț pentru membrii Bisericii Philadelphia, slujba din această seară nu se va mai ține. Slujba din acest loc va fi anulată datorită încărcării programului. De asemenea, vreau să mulțumesc în numele Bisericii Sfânta Trăime, Bisericii Philadelphia, pentru găzduire. Spațiul pe care Biserica Sfânta Trăime, datorită scărilor pe care noi îl avem, este la etaj și ar fi fost puțin dificil și este și puțin mai mic, așa că vă mulțumim frumos, Biserică Philadelphia, pentru găzduire. Mulțumim! Domnul să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Amin.